Iașul va fi din nou în centrul atenției cu ocazia Zilei Unirii. Vor fi organizate mai multe manifestări la care sunt așteptați și principalii actori politici ai țării. Evenimentele vor începe în Piața Unirii începând cu ora 10 când se dă startul unui spectacol de muzică populară. De la ora 11 vor începe ceremoniile oficiale dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, prin garda de onoare care va prezenta onorul de demitarilor prezenți. După discursurile oficialităților prezente la ansamblul statuar Alexandru Ioancuza vor fi depusă coroană de flori, această ceremonie fiind urmată de parada militară. Intonarea Sărbătorii Unirii și Hora Populară vor preceda partea a doua spectacolului de muzică populară Noi Suntem Români, programată la ora 12.30. Atmosfera de sărbătoare fiind întregită de masa populară, ieșenii fiind invitați la ceai și plăcinte poale în brâu. Slujba și depunerea de coroană de flori la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, programată la ora 13 la Mănăstirea Trei Ierarhi, vor încheia manifestările din zona centrală a Iașului dedicată sărbătorii Unirii Principatelor Române. În cursul serii de la ora 18 pe traseul Piața Unirii Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt Palatul Culturii avea loc tradițională retragere cu torțe a militarilor din garnizoana Iași și a forțelor Ministerului Afacerilor Interne.